cei care s-au născut în zodia vărsătorului vor avea între 1 și 2 august seara discrete solicitări pe segmentul sănătății, mai ales la capitolul unor afecțiuni cronice care acum parcă sunt resimțite un pic mai intens sau niște simptome pot reveni. Dar, pe fond, nu este vorba de lucruri noi și, la limită, foarte multe persoane pot să nu aibă niciun fel de senzație neplăcută în organism. Cele care vor avea, totuși, se recrutează din rândul persoanelor mai în vârstă, cu afecțiuni cronice, foarte vechi, mai mult sau mai puțin bine tratate, și care acum, sub impactul unui transit astral dificil, pot să resimtă dificultăți organice. Între 2 august, după ora 21 seara, și 5 august dimineața, luna va traversa zodia vărsătorului. Se va afla în domiciliul celor născuți în acest semn zodiacal și le va spori multe dintre calități. Vor fi mai veseli, mai detașați, mai inventivi, mai speciali, mai interesanți, mai creativi, mai novatori. În ziua de 3 august se va produce luna plină în vărsător, un eveniment cu rezonanțe ample pentru aceste persoane. Este vorba de o opoziție între luna în vărsător, în tranzit prin casa 1, și soare în tranzit prin zodia leului, în casa a 7-a. Este o postură puternică, demnă de acești nativi, pentru că creează niște repere interesante, intense, care nu pot fi neglijate. Dacă pentru celelalte semne mai importantă este semnificația legată de casa pe care se așează această lună plină în vărsător, pentru nativii propriu-ziși, momentul are și altă rezonanță și altă implicare și altă profunzime. Privește natura lor organică, psihică, intelectuală, mentală, întreaga atitudine față de lume și viață, întreaga construcție personală. Și s-ar putea ca unul dintre aspectele pe care eu tocmai le-am amintit, sau mai multe, să fie schimbate sub impactul acestui flux astral intens. Că își modifică o perspectivă față de un om, față de o activitate, față de o idee, față de realitatea însăși pe care o trăiește, este mai puțin interesant acum, pentru că acesta este un aspect strict individual și fiecare vărsător va extrage exact ceea ce are nevoie el ca ființă completă în aceste momente. Dar asta nu înseamnă că nu-l influențează. Și chiar dacă ziua va trece, destul de obișnuit pentru multă lume, nu înseamnă că influxul nu se produce, nu-și exercită influența și că influența nu este asimilată și așezată undeva într-o cutie existențială, doar că nu conștientizează pentru moment acest lucru. La un moment dat, când vor constata că parcă ceva în firea lor s-a schimbat, parcă de la un timp, niște săptămâni, luni, își vor spune, aceștia privesc altfel lucrurile, ar trebui să se gândească la acest moment. De obicei este vorba de un accent care se produce în fiecare an, în timpul verii, când are loc o astfel de lună plină în vărsător. Și în fiecare an se renunță la ceva și se abordează un aspect nou. În felul acesta, circuitul care s-a deschis în 2019 se va închide acum, pe 3 august. Se va deschide un circuit nou existențial de un an până la vara viitoare, în anul 2021, care se va construi pe niște premize în mod categoric modificate. Poate nu fundamental, dar undeva niște detalii nu vor mai fi cele dinainte. Niște percepții nu vor mai fi trăite în registrul de până acum. Unora o serie de aspecte le vor repugna, le vor respinge, alte aspecte de viață li se vor părea brusc foarte interesante, de unde până mai ieri nici nu le acordau vreo atenție sau vreo importanță. În mod normal, aceste schimbări se produc cam brusc și pun pe gânduri pe nativ care, dacă se autocontrolează, se observă, își dă seama că reacțiile lui nu mai sunt identice cu cele de până mai ieri. Dar faptul că se produc brusc încă nu este un lucru rău, foarte bine că se produc. În general, orice detașare de trecut este bună, este necesară pentru că permite progresul, atașamentul de lucrurile noi, de viitor, de o înțelegere, mai mult sau mai puțin corectă, dar necesară, a unei perspective. Spuneam că mai mult sau mai puțin corectă pentru că acestea aspecte se redresează în timp. Prin urmare, ceea ce se petrece pe 3 august este un aspect demn de tot interesul pentru aceste, așa se consideră, acest aspect de lună plină alături de o lună nouă care poate să îi pună într-o situație care este determinată mai ales de către parteneri. Din punctul de vedere al relațiilor parteneriale, care sunt și ele afectate prin implicarea soarelui în construcția lunii pline, putem spune că evoluția astrală este destul de bună. Soarele
soarele este fundamental pozitiv. Nu există context în care soarele să fie negativ. Cel mult să fie contracarate influxurile lui de niște conjuncturi proaste. Acum însă nu este vorba de așa ceva. Ba, mai mult, începând cu ziua de 5 august, în zodia leului, în casa 7-a parteneriatului, va intra planeta Mercur și aceasta se va îndrepta destul de repede spre soare. Firește, la un moment dat va face și conjuncție și în ziua de 20 august va părăsi zodia leului. Va părăsi zodia leului înaintea chiar a soarelui însuși. Astfel că soarele nu va mai fi singur, va fi, evident, împreună cu locotenentul său Mercur, într-o acțiune astrală de mare învergură și care poate să dea relațiilor parteneriale o doză de relevanță extraordinară. Să se petreacă atașamente, dar și despărțiri, să se producă căsătorii, dar și divorțuri. Suntem totuși pe opoziție, ceea ce înseamnă că există foarte multă acțiune și multă reacție, multă determinare, multă provocare. Este acolo un loc esențial al transformărilor. Nici pe departe nu poate fi vorba de blocare, încetinire, lentoare sau imposibilitate. Și n-am eu nicio frică că vărsătorii nu vor avea sau nu vor scoate, la un moment dat, toate resursele la bătaie. Au și ce să ofere, au cu ce să se apere, au cu ce să depășească momentul. Eu îl consider frumos, intens, necesar, util, este un prilej de salt existențial. Între 5 august, după ora 21 seara și dimineața zilei de 7 august, preocupări financiare, unele chiar încununate de succes, rezolvări, promisiuni, dar nu deșarte, ci reale, oneste, bazate pe niște decizii care se vor respecta și atunci, sigur că se mai liniștesc și ei în forul interior. Începând cu după amiaza zilei de 7 august, luna va străbate casa a treia comunicării și din nou va exercita o influență răscolitoare. Ea se va asocia cu trei posturi astrale în tranzit prin această casa a comunicării, Chiron, Marte și Lună Neagră și va crea o serie de dificultăți, fie de înțelegere, de acomodare, de schimb de impresii. Vărsătorii vor fi foarte reactivi, vor reacționa prompt, furtunos uneori, ba chiar așa cu un aer ușor teatral, vor și accentua această latură ca să intimideze pe cei care gândesc altfel sau pe cei care nu-i consideră niște persoane oneste. Și atunci nu le spun pe românește pleacă de aici, dar încearcă să le introducă o stare neplăcută, ca și cum el e un personaj mult prea dificil care trebuie ocolit. Nu-i foarte agreabil contextul pentru ei înșiși, pentru că ei vor intra în contradicție cu propriile lor convingeri. Citesc, află lucruri, li se explică, li se transmit informații, cunoștințe care intră în contradicție cu ceea ce știau ei și se revoltă. Dar nu e așa, da, eu știu mai bine, dar nu cred, dar trebuie să verific. Foarte bine să verifice. Nimic nu trebuie lăsat la voia întâmplării. Este un moment impetuos și el ar trebui ținut sub control ori de câte ori nativii se vor exprima în public, în contexte oficiale sau în cazul examinării competențelor lor profesionale, a pregătirii, adică examene, teste, verificări, audiere, audiții. Atenție la tot ceea ce se va întâmpla între 7, 8 și ulterior 9 august, pentru că Marte va face o conjuncție la grad perfect cu Luna Neagră în Berbec, în casa a treia, este prima întâlnire la nivelul acestui tip de conjuncție în Berbec după 9 ani. Nu e un aspect care să se întâmple toată ziua, practic într-o viață de om îl pot avea, să zicem, de 7, 8, 9 ori. Nu chiar așa de mult și e dintre aspectele care pot să contureze situații pe care nu le vor uita. Certuri pe care o să le țină minte, ipostase complicate, încurcături în care vor intra, fie din vina lor, din neatenția lor, fie dintr-o conjunctură cu totul și cu totul defectuoasă. Despre prezența planetei Mercur, începând cu ziua de 5 august, tocmai am vorbit. Mai trebuie să nuanțăm faptul că Mercur, până pe 20 august, le va permite acestor nativi să se explice într-un chip autoritar, demn, necesar și convingător în fața unor reprezentanți ai unor instituții, în instanțe, în fața anchetatorilor, dacă este vorba de o audiere, este un fel de a prezenta lucrurile corect și de a limpezi niște situații amestecate care se reflectă în chip nedemn, dar și nedrept asupra lor. Începând cu 7 august, planeta Venus va intra în zodia Racului și va crea o serie de premize bune pentru tot ceea ce presupune loc de muncă. Poate că nu este cel mai mare succes de acum încolo, până pe 6 septembrie al vieții lor. Poate că ceea ce se
se va întâmpla nu reprezintă o situație nemaipomenită, dar o îmbunătățire, da, o normalizare, da, o atenuare a conflictelor, da, o eventuală reglementare salarială, da. Micul benefic va fi bun și din punctul de vedere al sănătății, pentru că va tempera reacțiile organice, va accentua trăirile interioare la nivelul psihicului, ceea ce poate întrucâtva să șubrezească sau să sensibilizeze niște organe, cum ar fi, de exemplu, stomacul sau niște funcții, digestia, metabolismul, asimilarea alimentelor și a medicamentelor. Dar asta încă nu este un lucru rău. Poate că doza sau intensitatea acelor tratamente ar trebui modelată în funcție de reacția organismului, alta decât cea până acum. Nu mai contează că în ultimile luni au luat o anume cantitate de medicamente. Acum, dacă simt că e neregulă și că ori e prea mult, ori prea puțin, trebuie neapărat să ajusteze această doză, pentru că au intrat într-un cont de hipersensibilitate organică la acești stimuli pe care îi reprezintă orice medicament introdus în organism, în indiferent ce formă, că este vorba de injecție, că este vorba de o administrare pe care bucală sau chiar prin intermediul unor terapii care folosesc ca adjuvant niște substanțe, cum ar fi masajele cu uleiuri terapeutice, cum ar fi băile, balsamurile și tot felul de tratamente locale bazate pe tincturi, pe soluții, pe amestecuri, pe unguente, pe creme. La toate acestea, nativii vor reacționa, eu zic bine, dar intens. De acest lucru trebuie să se țină cont și în siajul acestui avertisment trebuie să rețină să nu exagereze și să consume doze mari sau să facă exces de proceduri pe ideea ce bine m-am simțit ieri, azi ca să mă simt bine o să stau de două ori mai mult la baie și o să stau de două ori mai mult la masaj și după această logică a doua zi vor sta de trei ori mai mult. Nu se merge așa crescendo, trebuie păstrată măsura.